Timp de o săptămână, Câmpul Lung îl găzduiește a 14-a ediție a taberei de matematică organizată de Gazeta Matematică și Viitorii Olimpici. În fața primăriei municipale a avut loc deschiderea acestei tabere, care adună la un loc 10 de copii iubitori de matematică. Această tabără a dat de-a lungul timpului o serie de elevi care au făcut performanță la olimpiadele naționale și internaționale de matematică. Unul dintre aceștia este prezent în această săptămână la Câmpul Lung. Este vorba despre David Angel, component al lotului național de matematică. Așadar, bună seara! Iată-ne din nou la Câmpul Lung, după o întrerupere de 3 ani, din cauze care nu au depins de noi. Ne bucurăm că suntem din nou împreună. E adevărat, nu în aceeași formație în care eram obișnuiți, probabil că elevii mai bătrâni sau mai în vârstă sau trecuți de clasa 10-a, își amintesc că, printre alții, aici alături de noi se afla și domnul Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România. Din păcate, nu a putut fi prezent în această săptămână alături de noi, dar m-a rugat să vă citesc un mesaj din partea dumnealui către voi, elevii și profesorii care sunt aici. Citez. Deși fizic nu vă sunt alături, gândul meu se îndreaptă către voi, acești copii minunați care, după un an de eforturi, ați ajuns la Câmpul Lung pentru a vă bucura de o săptămână plină de matematică și nu numai. Un cuvânt de salut a adresat oaspeților și primarul Elena Lasconi, care a ținut să dea mâna cu fiecare participant din această tabără de la Câmpul Lung. O să plec de aici până când nu o să dau mâna cu toți, pentru că voi sunteți tinerii deștepți ai României. O să-l contrazic pe domnul Gologan. O fi matematica în tot și în toate, mai puțin în politică, așa că poate vă gândiți să vă implicați. În vreo 10 ani, așa, cred că ați putea să vă implicați ca să schimbăm în bine țara asta. Știu că atunci când eram mică, îmi doream să fiu Nadia. Nu am reușit asta, dar am fost olimpică la mate. Mi-a plăcut foarte mult. Și vreau să vă urez bun venit la Câmpul Lung. Să vă plimbați prin oraș, să vedeți cât de frumos e, să-l țineți minte și peste 10 ani să reveniți, sau an de an, dar după 10 ani s-ar vedea schimbarea majoră în Câmpul Lung. Vă felicit și vreau să-i felicit foarte mult, cred că aveți și părinți aici cu voi. Vă salut, știu ce eforturi faceți și aveți tot respectul meu și, bineînțeles, vreau să-i felicit și pe organizatori și pe profesorii care v-au inspirat, că sunt absolut convinsă că dacă nu ați fi avut un profesor care să vă inspire, astăzi nu ați fi fost aici. Din partea Societății de Științe Matematice, la deschidere a fost prezent profesorul Cătălin Gherghe, antrenor olimpic de matematică. Aș vrea să continui, nu știu câți ați fost virtual sau online anul trecut la festivitatea de închidere și aș vrea să continui cu ultimele cuvinte, reamintind contextul. Am profitat de faptul că era online și nu eram în România, eram la 10-20 de metri de poalele Muntelui Olimp. Chiar Muntelui Olimp, muntele unde se spune că stătea Zeus cu cei mai importanți zei. Și ultimele cuvinte de la festivitate au fost
Ce-ar fi să implorăm zeii ca anul viitor tabăra viitorii olimpici să fie una cu oameni, așa cum e acum? Zeii sunt puternici, doar că nu puteau să facă singuri. Ei au intervenit pe lângă prietenii noștri de la Intuitext, care sunt și mai puternici decât zeii, și au făcut posibilă, iată, revederea aceasta. Începând de marți 22 august și până sâmbătă, în cadrul taberei de matematică se vor învăța lucruri noi, alături de profesori care au pregătit pe olimpicii de astăzi. Locația unde se desfășoară cursurile este Colegiul Național din Nicu Gălescu, iar pe parcursul taberei se va desfășura și un concurs, unde cei mai buni vor fi răsplătiți cu premii substanțiale.